Bună ziua! În acest video și în următorul voi expune principalele avantaje și dezavantaje ale termoizolației cu celuloză, sau cum se mai spune la noi în Moldova și în spațiul post-sovietic, ecovată. Ce este celuloza ca material termoizolant? Acesta este o bună alternativă a multor materiale tradiționale, în special a vatei minerale și polistirenului, însă depinde și unde și cum îl folosim. Celuloza sau ecovata este obținută în principal prin tocarea hârtiei și adăugarea unor substanțe care oferă diferite proprietăți, cum ar fi cele de ignifugabilitate, rezistență la ciuperci, dăunători, etc. Acest material, în principal, nu vine sub formă de plăci, chiar dacă există pe piață, la noi nu chiar am văzut și plăci din ecovată, totuși cel mai des acesta vine sub formă de un fel de vată, tocată, fulgi, că nu știu cum să-i spun corect, vedeți și dumneavoastră în imagine, care se pulverizează cu ajutorul unor pompe pneumatice direct pe pereți, acoperișul și în alte locuri unde avem nevoie. Desigur, există și alte metode de montare, după cum vedem și în imaginea respectivă, însă deja metoda de montare depinde și de caracteristicile fiecărui caz în parte. Așadar, în continuare să ofer principalele avantaje găsite de mine și menționate de diferiți comercianți și producători care se spune că se aplică acestui tip de termoizolație. Apropo, înainte să încep, doresc să menționez ceva, și poate în alte video nu am menționat și foarte multe persoane cred că așteaptă un astfel de răspuns. Când eu vorbesc de anumite avantaje sau dezavantaje ale vreunui material, eu de fapt vorbesc de caracteristicile și proprietățile acestuia. În anumite cazuri, anumite caracteristici îi servesc drept avantaj, în alte cazuri drept dezavantaj. De exemplu, polistirenul nu permite vaporilor să treacă. Eu o să menționez acest lucru ca dezavantaj dacă dumneavoastră doriți să folosiți polistirenul la izdărie din blocuri ceramice, deoarece acesta nu va permite vaporilor să treacă. Totuși o să menționez acest material la avantaj dacă doriți ca rezultatul dumneavoastră să fie nepermeabilitatea și cel mai des acest material să folosești cu succes la fundații. Eu cred că am fost înțeles corect. Să revenim la ale noastre. Primul avantaj al celulozei este faptul că este un izolator foarte și foarte bun. Conductivitatea termică este una redusă, aproximativ 0,3 și 0,4. Da, în dependență de diferiți factori, aceasta poate fi între 0,032 și 0,045, însă deja depinde de densitatea materialului, ce structură izolăm și așa mai departe. De asemenea, acest material foarte bine exclude punțile termice, deoarece ajunge practic în toate locurile, pe sigur dacă este montat corect. În general, celuloza are o structură capilară care menține foarte bine aerul într-o acesta, creându-se un microclimat și condiții bune de a se termoizola. Se consideră că circa 80-90% din volumul acestei termoizolații sunt micile spații de aer care foarte bine termoizolează. Totuși, în timp, datorită faptului că hârtia absorbe apa, chiar dacă e foarte bine o elimină, e și foarte bine o absorbe, calitățile termoizolante scad, totuși despre acest lucru o să menționez mult mai mult în video viitor la dezavantaje. Al doilea avantaj acestui material este faptul că este unul antifonic. Se spune că doar 10 cm de ecovată scade nivelul zgomului cu circa 60 de decibeli. Un alt avantaj este faptul că este ecologic. La acest punct eu sunt și de acord, dar îmi rezervez totuși o anumită doză de scepticism. Menționez acest lucru la avantaje, deoarece circa 80% din ecovată este formată din hârtie, hârtie din lemn, iar lemnul din natură, eu cred că nu mai trebuie nimic să adaug. Menționez aici la ecologic, deoarece acest material de asemenea este practic inofensiv pentru om. pH-ul acestuia este între 7,3 și 8 și 8,3. Neutru pH-ul se consideră 7,3 și 0. În general, aceste valori sunt cam inofensive pentru om. Al patrulea avantaj este faptul că nu este influențat de ciclurile de îngheț-dezgheț. Acest material are un comportament natural la diferite schimburi de temperatură. Se socoate că dacă se umezește în contact cu mediul umed sau cu apă, în contact cu temperaturile ridicate sau datorită ventilării, acest material se usucă fără să se modifice. Totuși aici nu aș mai spune mai multe lucruri, deoarece ce e legat de interacțiunea cu apa a celulozei, o să vorbesc mai mult la dezavantaje. Un alt avantaj al acestui material este faptul că ecovata respiră. Respiră în sensul că ecovatele este un material cu capilaritate mare, ceea ce duce la absorpția masivă a umezelii.
fapt pentru care nu se montează ermetic sau cu hidroizolație. Dacă ecovata se montează udă, trebuie măcar 3 săptămâni să nu închidem pereții, chiar dacă comercianții spun că e posibil să închidem și după câteva zile. Celuloza, fiind pe bază de hârtie, poate să îmbibe o cantitate de apă, se spune, am găsit în așa unele surse, chiar și de 5-6 ori mai mare decât masa proprie. Însă la fel de ușor o își poate elimina. Aceasta este și bine, însă nu în toate perioadele de timp, depinde și de condițiile climaterice, condițiile casei, de exploatare și așa mai departe. Mai multe despre acest lucru, iar mă repet, o să menționez la dezavantaje. Al șaselea avantaj este faptul că acest material nu face mucegai și ciuperci și de asemenea este ferit de rozătoare. Când vine vorba de mucegai, acest material este inclus în clasa 0, adică nu face deloc mucegai. Datorită unei oarecare rigidități și diferite substanțe, acest material de asemenea este foarte neprielnic pentru diferite rozătoare și insecte. Materialul este de asemenea tratat contra fungiilor, care de asemenea ar permite dezvoltarea unui mediu destructiv. Eu sunt de acord că acest material, dacă este montat corect și dacă este uscat, acesta nu face mucegai sau diferite ciuperci, totuși am găsit foarte multe păreri unde au găsit mucegai chiar și în celuloză, datorită faptului că aceasta a fost udă. Fie că aceasta a fost udă la montare și nu s-a asigurat ventilarea și uscarea, fie că aceasta ulterior s-a udat și nu a fost creat un mediu prielnic, aceasta să se usuce, nu știu. Însă ce ține de acest aspect, de apă, eu cred că v-am suturat, însă iarăși mă repet, o să menționez mai multe la dezavantaje. Și apropo, ce ține de protecția contra diferitor microorganisme, pentru aceasta se adaugă circa 10-12% de acid boric. Al șaptelea avantaj este faptul că acest material prezintă densități diferite la montare. În dependență de ce structură avem de termoizolat, aceasta poate fi aplicată cu densități diferite. De exemplu, pentru poduri orizontale cu densitate între 35-45 kg/m3, pentru acoperișe cu pante 45-55 kg/m3, pentru pereți verticali se folosește o densitate de circa 55-65 kg/m3, iar ecovata umidă în general este montată la 65-75 kg/m3. Totuși, anumite surse am găsit și diferite informații cu densități mult mai mari. Al optelea avantaj este faptul că acest material nu lasă rosturi după aplicare. Da, în general nu se lasă rosturi la aplicarea materialului, aceasta se suflă egal, cam aproximativ peste tot. Intră cu succes în mai toate spațiile, în general chiar și cele greu accesibile pentru mâna omului, asigurându-se astfel o etanșietate foarte bună. Și al nouălea avantaj este faptul că timpul de execuție este relativ mic. Cam acestea sunt principalele avantajele acestui material. În video viitor o să revin cu dezavantajele acestuia. La revedere!